De ziua anunții, de Victor Rozov. Dacă-i nuntă, nuntă să fie. Să răsune Volga de la izvoare la vărsare. Odată mi se mărite fata. Scrie, Marmeivna, să nu uiți. Total 46 de persoane. Pune 50 să fie rotund. Va să zică vreo 10 kg de carne pentru chiftele și plăcinte. Nu, nu 10, 14. Scrie 14 de berbec și de porc. Bun. Pentru piftie iei vreo 8 sau vreo 10 picioare de vacă. Așa. Bun, scrumbii, cel puțin 3 kg. Iar din cele mai sărate, dar să fie mai grase. Și cumpără și vreo 3 kg de ceapă verde. Ia acum câtă vrei în piață. Dar încă scumpă Ilia Grigorievici, 70 de copici. Nu-i nimic, e nuntă, nu chermeză. Da. A, trebuie să iei și vreo 100 de ouă pentru plăcinte. Pot fi și din cele mai ieftine. Da. Da. Și ia și vreo 4 coceni de varză. Să facem plăcintă și cu carne și cu varză. E, dar nici cu pește n-ar fi rele. Nu, n-a pus să iei pește. Stai în coadă și când ajungi să-i spravești. Da, nu, că mă duc eu de cu noapte și apuc eu. Bine, să cumperi, bineînțeles, și brânză, da. O roată întreagă. Da, da, bine, am înțeles. Ia-ți coșul și du-te, Matveevna. Și pentru deseară, ia și vreo 15 pahare de semințe. Mai stăm de vorbă. Mișa, adu niște bere, că dogorește de leșin. Da, da, unde e? Caut-o, a pus-o ca undeva. Unde s-o caut Ilia Grigorievici? Scotocește să te deprinzi cu casa, amici. Zece-tă. La Mișa s-a mutat la tine? Nu încă. Vreau să fie legal. Se mută mâine după ce se cunună. O să te cam coste petrecerea asta. O dată e nuntă, Madveevna. Dar de unde ai făcut rost de bani? Niurca și-a luat leafa. Așa. Mișa avea și el ceva pus deoparte. Iar mie tocmai mi s-a împlinit termenul să-mi ridic asigurarea pe viață. Dar banii se duc. Dacă o-i vedea, mă mai asigur odată. Da, văd că ai procurat. E unul care fabrică la Semenovsk. Nu se teme? Nu, no, nu se teme. Zice că a născocit o metodă nouă. Are un frigider zil. Acum nu mai distilează, rafinează prin frig. Bună ziua, mama Matveevna, sănătoasă. Bună ziua, sănătoasă, mă. Ei, Mișa, cum te simți, generică? Cum să mă simt? Bezi de varacoriți. Da. Mai ia două sticlă, Mișa. Da. S-a aburit sticla. Să nu răcim la gât. Se cam bâlbâie flăcău. Lasă-l, că nu se angajează cranic la televiziune. Și nu se bâlbâie întotdeauna. Uneori vorbește bine. Da, de unde se trage? Se pare că din născare. Asta nu e bine. Treaba niurcă, ia o să vorbească mai mult cu el. Ce te privește? Da, asta așa e. Dar altfel cum e băiatul? Liniștit. Noroc. Trece un vapor mare. Trebuie să fie Ilia Muromeț. Ce-a ajuns Volga Matveevna, magistrală, vapoare, șlepuri, motonave, forfotesc încolo și încoace și... Sticla asta nu e așa rece, e mai deasupra. Din ce ți se trage bulboia la Mișa, că nu te-am întrebat? E din naștere? Nu. Din spărietură? Cam așa. A, nu-i mare cusur. Că de altfel ești băiat bun, descărcăreț. Sunt tare bucuroasă cu ei pe Niurca. E o fată foarte bună, da. Sănătoasă și fără toane. A avut de așteptat o leacă. Ce-i drept, 26 de ani, e o vârstă pentru o femeie. Ofta după tine, prostule, și tu. Au trecut 3 ani, dacă nu chiar 4, de când tot tărăgănezi. De ce ai lungit-o atâta, Mișa? E vorba de căsătorie, totuși, Ilia Grigorievici, nu? Asta așa e, da. Dar să-mi spui, taică, e mai din suflet, taică. Încă nu m-am deprins. Ei, eu mă duc după cumpărături, la revedere. Bine, du-te, Matveev. Ei, uite, Mișa, că se termină și viața ta de burlac. De învățat n-am ce să te învăț, că voi tinerii de astăzi sunteți mai învățați decât noi. Ei, dar
Da, clintește-ți gura să stai de vorbă cu mine, măi, Mișa. Despre ce? Despre tine. Ce știu eu despre tine? Am crescut într-un cămin de copii. Asta am auzit. Dar cine au fost părinții tăi? Nu știu. Ești un copil găsit? În 42 ne-au evacuat din Leningrad. Bun, bun. Asta înseamnă că erau legitimi. Nu mi-amintesc decât de căminul de copii din Perm. Dar numele de Zabolotnii, de unde ți se trage? Se spune că atunci când ne-au evacuat din Leningrad, se bombarda zi și noapte și a murit o grămadă de lume. Cei care au rămas în viață au fugit prin păduri, prin mlaștin. Am rămas 14 copii. Ne-au găsit prin baltă. Și pe toți ne-au botezat Zabolotnii, după numele mlaștinilor. O să-ți fie bine la noi, Miș. Eu sunt un om de înțeles, cinstit. Ți s-a întors roata norocului, băiete. O să ducem bine în trei. Mi-am făcut eu socotelele. Da. Iete și pe Vasile. Ești aici, Mișa. Salut, Ilia Grigorievici. Bună, Zevzecule. Te-a fugărit careva? De ce? Ai o mutră de iepure gonit. Mi-am strivit piciorul cu poarta. Nu, coada. Am venit să întreb dacă n-aveți nevoie de ajutor. Să-mi aduci lucrurile de la cămin, Vasile. E în regulă. Așa. Înainte aduceau miresele zestre în casă. Acum aduc la vodnici. S-a întors roata. Berea e pentru oricine sau numai pentru rude? Șmecher mai ești, flăcăule. Ia și bea, hai. De ce șmecher? Sunt vesel. Cam prea. Păi noi, Ilia Grigorievici, prea multe n-am avut de la viață. Crezi că eu și cu Mișa am trăit la cămin numai cu bomboane, că am avut o copilărie de aur? Ba, a fost de cositor și beton armat. Acum când am ieșit și noi în lume, facem ce ne taie capul, să avem și noi partea noastră. Viața e frumoasă, Ilia Grigorievici, nu e așa că e frumoasă? Bă, e frumoasă, Vasile. Tocmai. Și Volga e frumoasă și cerul e frumos. De muncit muncim cu râvnă, suntem în regulă cu statul, dar trebuie să și trăim și eu și Mișa după pofta inimii, este. Nu te compara tu cu Mișa. Nu mă compar, că suntem diferiți. El scormonește în adâncul vieții, iar eu un od la suprafață, știu asta. Nu ți-a stricat nici ție să te adâncești puțin, Mișa. Nu pot, am un balon în suflet care mă scoate la suprafață. Nu ești om serios, Vasile. Asta așa-i, dar care-i cauza, Ilia Grigorievici? Care? Mie nu-mi place când mi se amână viața. Mâine ce o să-ți fie bine, dar acum rabdă. Fie vorba între noi, mi-e bine și acum, că doar nu-s complet de serios. Mă uit la alții și-i văd cum se perpelesc, cum se frământă, cum umblă de colo-colo. Vai, cică, acum sunt ocupat cu munca, n-am timp. Nu mi-arde de veselie, plecați, lăsați-mă să obțin mai mult și mai bun. Dar ce e bun e aici în noi? Nu-mi plac oamenii frământași și serioși, pentru că născocesc tot felul de lucruri despre viață și pretind lucruri care nici nu există. Bine-ți merge gura, dar ce faimă ai? Ce faimă? Las că știi tu. Mă duc să încălzesc mâncarea. Acum își pică în iurca și... Ei, Mișa, ți-ai asigurat o gospodărie dintr-o singură mișcare. Unde ai fost, Vasile? De cine te ascunzi? M-am dus la scăldat și era cât face să dau nas în nas cu Maia Muhina. Nu mai iubești? Dar repede-ți mai trece, e? Tu ești fericit, Mișa, te-ai îndrăgostit de niurga ta, i-ai dat târcoale 3 ani de zile. Acum te însori și cu asta se termină problemele tale sentimentale. Acum ai să o iubești până la moarte. Dar crezi că așa se întâmplă cu toți? Iubește, se însoară și gata? Cauți o justificare? Ce să fac eu cu justificarea, zănaticule? Judec și eu. Am iubit-o pe Muhina, am iubit-o. Acum nu mai iubesc? Nu mai iubesc. Uite, tocmai asta vreau să pricep, ce se întâmplă cu mine. Că om de treabă sunt. Și cu Prohorova ai avut o poveste. Și cu Prohorova. Și cu Migunova. Dar nu le mai număra, mă, camețești. Și le-ai iubit pe toate. Pe toate, jur. Pe semne că așa m-am născut eu. Tu nici nu bași fetele în seamă. De aia să fii atent. Să vezi cum ți se vâră singure în ochi. Una își pune o rochie care îi scoate talia la iveală, alta își ridică părul în sus ca să se vadă unul din locurile cele mai plăcute, lobul urechii. Da. Alta își pune o bluză röntgen să-ți iau ochii. Ori poate crezi că a ales mătasea aia transparentă în mică îi ține răcoare? Aș, a patra ți intră cu pantofiorii direct în suflet. Ce ai să faci cu Maia, Vasile? Am să-i spun, mă scuzați, m-am luat drept alta. Ce înseamnă drept alta? E, caut, Mișa, caut. Pe cine? Pe aia unică despre care e vorba în cântece. Cam de mult o cauți pe... Ce vina am eu dacă se ascunde? Spune, o iubești cu adevărat pe Niurca? Cu adevărat. Te răscolește? Ce?
te răscolește. Adică ți întoarce sufletul pe dos? Crezi că dragoste e cabeția să-ți întoarcă sufletul pe dos? N-am spus asta. Dar tu ești o fire închisă, nu vrei să vorbești. Ții minte când lucram la barajul cu Ibășev? Aveam atunci vreo 17 ani și m-am îndrăgostit pentru prima oară. O chema Tosea, era infirmă. Nu ții minte? Parcă poți să le ții minte pe toate. Voiam să mă însor, pe urmă însă mi-am dat seama că nu o iubeam. Mi-era numai milă de ea și ea plângea. Iar eu mă simțeam cel mai mare nemernic. Vreau să mă omor. Acum e măritat, are 2-3 copii. Despre mine nu mai vorbește decât rar. Și atunci în glumă. Și ce-i cu asta? Ce? Nimic, spuneam așa. Niurca ta nu-i fată rea, desigur. E drept că în ultimul timp a muncit prea mult, no. S-a extenuat, da. Umblă de colo-colo, parcă e argint viu. Ascultă-mă, spune-mi sincer, n-ai iubit-o decât pe ea? A mai fost una, dar pe aia nu o pun la socoteală. Cine-i Mișa, cine-i? Păi pe nu-i aici, a plecat. Nu vrei să-mi spui? Nu, cu niciun preț. Dar pe care ai iubit-o mai mult? Nu se poate compara. Cum adică? Gata, Vasilii, nu te băga, unde nu-ți fierbe oala, gata. Ciudat mai ești, măi, Mișa. De ce? Păi nu știu cum respir, nu-ți cunosc eu fiecare răsuflare așa cum eu cunosc pe-a mea. Și în cămin când eram copii. Și ce? Știu tot despre tine, dragă prietene. Ce știi? Spune, ce știi? Tare-ți mai place să suferi de unul singur în tine, vezi, să nu te răzbească. A fost o taină pentru toată lumea, dar nu și pentru ochii mei. Ce tot te duci acolo, tâmpitule? Încuiat ai fost, încuiat ai să rămâi, da. N-am amars, uleu, uite-o pe Maia. Unde? Să-ți fii într-un ceas bun, Mișa. Bună ziua, Maia, să vii și tu la petrecere. Neapărat, o să dansăm, da. Bună ziua, Vasilii. Credeam că ai plecat în oraș. Eu mă duc să scot niște gvasă rece. Pe mine mă cauzi, Maia? Pe tine, hai să ne plimbăm. De ce? Aici nu-i bine? Nu mă mai iubești. De ce pleci, mă? Ți-a fost bine cât am fost împreună? Foarte. Atunci mulțumești și cu asta am terminat. De ce să ne facem rău? Ești un șarpe, asta ești. Repede mi-ai schimbat calificarea. Vază. Lasă-mă în pace. Nu mă mai iubești, asta e. Eu nu te iubesc, da. Tu nu mă iubești pe mine. Eu sunt cu tot sufletul a ta. Din păcate nu ești cu sufletul, ci cu trupul. Bestie. Hai, nu lătra. Sufletul trebuie ție lepădătură. Nu ți-ai terminat studiile superioare? Tu nici pe cele tehnice, măcar de-ai pricepe câte deosebire. Lepădătură de orfelinat. Lepădătură de orfelinat? Da. Asta era. Dar lepădătura de orfelinat e plină de suflet și generozitate, pe când tu nu ești decât o egoistă. Poate că lepădătura de orfelinat avea nevoie mai mult ca oricine de tandrețe, de un cuvânt bun, dar tu nu știi decât să fâții din șolduri, da. Bine, o să-ți zboare mutra de pe panoul de onoare și n-ai să mai pui ore suplimentare. Așa crezi tu. Mișa! Ce vrei? Trebuie să-l pui în discuție pe acest individ amoral. Nu i-a fost de ajuns că s-a purtat ca ultimul nemernic cu cea mai bună prietena mea, Migunova. Dacă ai fi auzit-o, Mișa, cum se văita și cum plângea, săraca, cu capul pe umărul meu plângea în hohote. Iar dacă ai să încerci să-l cocoloșești din prietenie, am să fiu nevoită să te scutur și pe tine. Măcar că tu, personal, ești un băiat de treabă. A găsit seama, Vasilii, îți spun cu binele. Hai să le plimbăm, ca și când n-ar fi fost nimic. E o năzura închinoasă. Ai spus tot? Tot. Atunci ia-ți valea. Bagă de seamă, Mișa, o să ne plângem și de tine. Ține minte, Vasenca, n-am urcat dâmbul ăsta teptiș ca să plâng aici. Am citit într-o carte că o femeie care iubește e capabilă de orice ticăloșie. Tu, desigur, n-ai citit pentru că te interesează numai fotbalul. Așa că, ține minte. Și-a dat rama pe față. Simțeam eu că nu e de soi, dar n-o credeam chiar în halul ăsta. Simțeam eu că bine făceau cei dinaintea noastră că umblau câte 3 ani după o fată până să lămureau. Noi acum cum ne aprindem puțin? Gata, mai repede. Cum de n-ai priceput dintr-o dată cu cine ai de-a face? Sunt o ființă încrezătoare, măi, Mișa. Mi s-a părut că licărește ceva în ea. La început îndruga niște lucruri, pe semne că le împrumuta și pe alea din vreo carte.
Și eu m-am înflăcărat, mă, fiindcă îmi place gingășia. Acum ia-o de nevastă. Exact ce îmi lipsește. Una ca asta mă înghide, bă, și pe urmă mă scui pe oșor, pe oșor. Nu-i ca Vigunova, o să plângă pe umerii tuturor. Ei, și? Eu știu că ești băiat bun, dar cam zurbagiu. Dar ceilalți, cum au să se uite la tine? Treaba lor. Ticăloase alea, i-am dăruit sentimente adevărate. Totdeauna am numai sentimente adevărate. Iar când aceste sentimente dispar, plec și eu, fără să mint pe nimeni. Ia plângi tu puțin să ne fie la toți milă de tine. Îmi vine să mă spânzuri, nu numai să plâng, așa. Înțelegi? Vor să pună gabja pe tine. Eu nu-mi doresc lanțurile căsniciei, înțelegi? În general, nu vreau și nu recunosc niciun fel de lanț. Trăim printre oameni, Vasilii, nu în lună, înțelegi? N-ai decât să te urci în lună și să trăiești cum îți place, de unul singur. Da, parcă acolo n-am să primesc ordine de pe pământ. Dacă rămâne de capul lor și de teapa dat, ar întoarce lumea cu dosul în sus. Da, da. Ți-ai dat cuvântul să ți-l ții. E vorba de soarta cuiva cărui viață e în mâna ta și care ți-o încredințează de bună voie, înțelegi? Ei, Mișa, stai puțin. Nu-mi băga pe gât concepțiile tale. Nu. Când încep să îngruși toate vorbele astea, se pare că ai dreptate. Dar nu zău. Spune-mi și tu, peste ce pacoste de femeie am dat? Nu iubește viața, mă, se iubește pe sine, eu persoana ei. Da, da, ascultă-mă. Crede că toată lumea a fost creată pentru ea, nu, drăguțo. Lumea e pentru toți deopotrivă. Bine, da. Uite, vine mireasa. Unde? Bună ziua, Mișa. Bine, ce să fac? Nu recunoști pe Nura noastră cea tăcută. E gălăgioasă ca o vișină. Ne, taște, ah, pe unde nu m-a târât. Nu și nu că vrea mărgele mov. Din pământ, din iarbă verde. Am colindat toate magazinele, după care ne-am dus la microraionul fabric. Da. Au, au, ce să abia mă mai țin picioarele. Și toate astea pentru că i-a poruncit Mișa să pună mărgele mov. I-am spus doar așa în glumă. A, da? Pentru ea gluma ta a fost o poruncă. Vezi, Mișa, ce nevastă ascultătoare. Da. Numai că n-am găsit ce am cumpărat albastre. Poate că nu mai e nuntă dacă n-are mărgele. Ba da. Niura, încearcă pantofi. Da, arată albi cu toc înalt. Și ia uite ce frumos. Bună ziua la Mire și la Mireasa. Ai adus rochia ale Petrovna. Da, hai să o încerc, Niurocica. Arată-ne. Iese bine Aleftina Petrovna. Îți cos o rochie cum n-a mai cusut nimeni. Ia uite. Cine mi-a făcut mie rost anul trecut de un bilet la mare? Ei, lasă. Tu! Știu eu că l-ai smuls din ghearele lui Egorov pentru că ești dreaptă. El voia să-și plimbe nevasta, pe când eu trebuia să-mi vindec picioarele. Am să joc la nunta ta cât m-or mai ține picioarele astea. Foarte bine! Hai în casă că ăștia s-au proțăpit aici. Hai și tu, Tonia, să vezi roșia! Mișa! Da. Mișa, am întâlnit-o pe Claudia Cameva. Da, s-a mutat aici de la Leningrad. O să predea la școala numărul 7. Am chemat-o la nuntă, dar i-am spus să vină și azi să mai stăm de vorbă. Da. S-a făcut tare frumoasă. Hai, nu, ce o să mai petrecem astea două zile? Vasilii! Da! Tu încă n-ai plecat după vase! Acum plec. Mișa, hai cu mine. Mișa. Ce? Spuneam să mergem împreună după vase. Care vase? Ce-i cu tine, mă? Te-a prostit căldura? Să mergem, da, să mergem. Mâine-i nunta și casa-i pustie. Tată! Nicolae, ai venit, fiule. Îmi pare bine că o să fim împreună. Credeam că te-ai luat cu tremur și ai uitat. Dar nevastă-ta, Rita, n-a venit? Rita. Ba da, uite. Rita, bună ziua. Da. Și să fie cu noroc. Dar da. unde e mireasa, tate? Dincolo. Da? Nu intra. Tocmai își probează rochia. Rita, așa zice. Citește, dragă, odihnește-te. Da. Rita! Nicolae, ce bine că ați venit! Eu m-am mințit înainte de a bea. Rita, îți mai amintești cum te simțeai în ziua nuntii? Am uitat, Niurocica, am uitat tot. E, 10 ani! Bună ziua, Cola! Rita mea v-a luat-o la toate înainte. Da. Ia uitați-vă ce ziceți pe rochia mea. Foarte frumoasă. Probleme muierești. E frumoasă rochia ta, n-ai grijă, Mirca.
Șez. Mulțumesc. Șez, Nicolae. Vrei bere sau kvas? Mi-e tot una. Atunci bea kvas. Da, mulțumesc. Liura, Liura, uite, uite, ți-am adus un cadou. Ce cadou, ce cadou? Ce mi-ai adus? Un televizor. Culea, un televizor? Nu, nu, nu merge perfect, dar bărbatul tău se pricepe la toate și îl pune pe roate. L-am reparat numai de două ori, tubul e nou. Almazul meu are numai ecranul mai mare, vizibilitatea e aceeași. Niura, nu te super că ți-am dăruit un lucru care nu-i nou, nu-i așa? Nici vorbă, e un lucru scump, îți mulțumesc. Bine că n-am apucat să-l vând. Și ție, Rita, îți mulțumesc. Cât o să se bucure și Mișa. Vă mulțumesc mult de tot. Oh, bine trebuie să fie când ești bogat. Nu e rău, de ce să zic? O căpătuiești și pe Niura. Pe urmă mă duc și eu la cimitir lângă Alexandra Ivanovna. Tată, mama voastră. Mă așteaptă. De... Hai, Nicolae, hai să ducem divanul ăsta dincolo. Apucă de acolo, Nicolae. Uite, Rita, uite, Rita, că mi-a venit și mie rândul. Mereu te văd cu cartea în mână. Ești deșteaptă. Nu de asta citesc, ci ca să nu văd viața. Îmi uit gândurile, nu le las să mă năpădească. La școală erai veselă, ții minte? Râdeai mereu. Familia te-a schimbat așa? Familia. Las că știu eu ce porți în tine. Ei, nu te băga, draga mea. Ești rea? Ei și? Bine, nu mă bag. Cu atât mai bine, lasă-mă să citesc. Uite, a venit băieții. Bună ziua, Gornicule! Ce nevastă am adus! Salut, Rita! Bună ziua, vântură, vânt! Nu fii invidioasă, când o să-ți vină rândul, îți fac și ție curte! Păi atunci mai repede că mă mănâncă palmele, să știi! Mișa, Mișa, Rita și Nicolae ne-au dorit un televizor, iau! Le merge bine! Vă mulțumesc! Dar ce rost are să faci asemenea cadouri la... Nicolae și-a cumpărat unul nou! Ăsta e cel vechi, știi, stricat. Așa, așa mai merge, da. Facem noi o bomboană din el. Rita, oh. Rita, mă ajut să ducem vasele dincolo. Hai, ia tu pahane. Încet, 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 încet. Hai, hai că altele nu le mai dau. Hai, hai, Mișa. Ce-i cu tine, Mișa? De ce? Te-ai dezumflat așa, deodată, de parcă ți s-ar fi întâmplat ceva. Căldura. Și mie mi-e cald, bă, mai am și pe Maia pe cap. Și tot nu s-a așa de gătrănit. Ce-i cu tine? Lasă-mă, Vasile, de ce mă sâcăi? Lasă-mă. Ai răscolit vreun dor de demult. Mișa, Mișa, mirajul trecutului e o fantomă, e ca și visul de ieri, s-a dus. Ce ți-a venit să ciripești? Taci din gură, taci din gură, te rog, de ce mă sâcăi? Uite, credeam că s-a stins de tot, dar văd că tot mai sunt scântei sub cernușe. Ți-am spus! Tac. Și cine dracu a adus-o acum chiar aici? Aveam o șurubelniță pe aici. Uite-o sub nasul tău. S-o fi măritat la Leningrad? Astea. Încetează! Să te distrezi puțin! Încetează, spun, încetează odată! Păi, nu ajung vasele, mai trebuie! Am lansat un apel, Șuștovi o să aducă, Deriabini și Obișnicovi au promis, am așa că... Nu face! Spune-mi, Miura, Camaieva asta, Clava, s-a măritat sau tot singură ei? N-am apucat să o întreb, dar de ce? Așa, dacă e singură, aș vrea să-i fac puțină curte. Mă duc la cămin după lucrurile tale, Mișa. Să-ți aduc și așternut? Nu, să nu-l aduci. Nu e bine înainte de nuntă. Superstiții. Miura. Ține-l pe Mișa cu amândouă mâinile să nu-ți fugă în ajunul nunții, ai grijă. V-am salutat! Plecarule! Mișa. Da. Mișenca, costumul tău negru trebuie călcat. Da, să-l caldisea. Ți-l calc eu. Asta e treaba de bărbat, Nurășca, nu? Te iubesc de mult, Mișa. Numai pe tine. Dar de ce ai privirea asta îngrijorată? Sunt atâtea de făcut că... Să-ți iasă asta din cap. Ne ajută și tata, ne ajută oamenii. O să petrecem bine, Mișa. Ia de tot nu vine să cred, Mișa. Nu cred, nu știu. Mi se pare că tot o să se întâmple ceva. O să o ducem bine, Mișa. Bine, Mișa. Lasă-mă să te sărut. Vai,
vai, nu păcătuiți înainte de nuntă, nu e cinstit. Nicolae, adu-mi carte, am lăsat-o dincolo. Ritelcica, du-te și tu ea singură. Ah, ți-am spus să mi-o aduci, Nicolae. Uite așa o apucă. Mișa, da. Hai să mai facem o bancă pentru mâine. Am o scândură bună care îi zace în dosul magazinului. Da, da, să facem ideac, Nicolae, mă iertați, să facem. Clava! Clava! Ia uite cine mai e aici! Clava, ți-ai isprăvit studiile, te felicit, Clava! Da, le-am isprăvit, mulțumesc! Am traversat acum Volga și am cutreierat străzile orașului. Fiecare gard, fiecare pom, fiecare piatră îmi sunt cunoscute. Și nu le-am mai văzut de 3 ani. Ți-ai tocit nervile, Leningrad, Clava. Voi nu puteți înțelege cum e când nu vezi mult timp locurile natale. Totul ți-e atât de drag și totul capătă o semnificație. Îți simți inima mai ușoară și... Vai! De unde ai mărgelele astea, mof, de la Leningrad? Sunt vechi, le-am de la mama. Clavocica, dă-mi-le, te rog frumos, dă-mi-le să le port astea 2 zile. Bine, dar sunt fără valoare, sunt de sticlă. Nu-i nimic, dă-mi-le! Poftim. Ah, îți mulțumesc, e dorința lui Mișa. Mi-a spus, cumpără-ți niște mărgele mov, dar n-am găsit unică ieri. Le pun mâine, să vezi ce o să se mire. I-am spus că n-am găsit și că am luat unele albastre. Nu-ți stau bine, Nu are importanță, să-i placă lui. Nurea, dă-mi-le înapoi. Hei, asta-i, nici nu mă gândesc. Iar suntem împreună toate trei, că atunci când eram fetițe. Să ne crea așa, m-am schimbat, ia uite. Te-ai făcut mai frumoasă. Oh, tu zărușe de emoție. Dar tu să știi că te-ai schimbat. Am îmbătrânit. No, Leningradul și institutul ți-au dat un aer nou. Parcă nu mai ești a noastră. Și ochii ți-s mai adânci. Te-ai schimbat și tu. Eu am o muncă grea la comitetul sindical. Unuia dă-i foaie de drum, altuia ajutor de boală, celuilalt bagă-i copilul la creșă, altuia ajutor de mormântare, al cincilea are nevoie de locuință. Un bărbat și-a cotonogit nevasta, o nevastă și-a părăsit bărbatul și vrei să-i ajuți pe toți, trebuie. Toată lumea știe cât ești de bună, Niura. Of, nu mai spune, și bunătatea e obositoare. Uneori mi se pare că nu mai am în mine nicio picătură de bunătate, că am cheltuit-o toată. Încep să mă port câinește cu oamenii, ca o ticăloasă. Pe urmă mi-e și mie rușine. Dar nu mă mai pot stăpâni. Vine omul cu necazul lui la mine și eu ce pot să fac pentru el? Le-aș da la toți bilete pentru soț și alta. Chiar și de 2 ori pe an. Toți merită, muncesc bine și greu. Tuturor le-aș da locuințe și ajutoare, dar n-am de unde, tu. Ca să-i dau unuia trebuie să-l refuz pe altul. Dar și cel pe care îl refuz are nevoie. Of, poate că la toamnă am să intru la Institutul Tehnic, la textile. Bravo. Da, pe urmă mă angajez în oraș la fabrică. Bine, dar tu ce m-a apucat să mă plâng din senin? Tu ce faci, Clava? Te-ai măritat? Nu. Dar ai avut pe cineva, nu? Am avut. Toți băieții sunt niște nemernici. Ei, Rita, nu-i adevărat? Toți, Niura. Te închin lui Mișa Zabolotnică la o excepție. E. Nu e tipic și totuși dacă sap ceva mai adânc, ai să vezi că și el e o secătură. Ești rea și invidioasă, Rita. Iar tu crezi că toți oamenii sunt perfecți, ferici. E, lasă că știu eu care e necazul tău. Nu-l iubești pe Nicolae. Dovedește. Nu cred că tot îl mai iubești pe Iurca Conjin și că te usuși după el. Bine că ți-ai adus aminte. Dragostea adevărată să știi că nu trece. Chiar dacă se mai potolește, tot te usucă. Dar ce a fost cu Iura? Te-a părăsit? Eu l-am gonit. Dar de unde tu s-a îndrăgostit de Liubocica, deși era șchioapă? Dar i-a făcut Liubocica 3 copii în 2 rate. N-are decât să bucure de ei. Să știi tu că tocmai de aceea o iubești. Dar și Nicolae mă iubește. Se teme de tine. E, asta îmi place cel mai mult, să se teamă de mine. Cu frica nu faci nimic bun, Rita. Ești o proastă, Niora. În ziua de azi tot universul se bazează pe frică. Universul se bazează pe aspirațiile omenirii. Da, pentru ele luptăm. Altfel lumea s-ar prăbuși. Ascultă, Rita, nu cumva ești rea pentru că te-a părăsit Iura Cojin? Niura, ești o proastă. Ce mai flăcău era, ții minte, Clava, primul pe oraș la sărituri și 100 de metri. Și cum învăța, nu degeaba a ajuns aspirant. Și ce frumușel era, fetelor, mai țin. Haide, dă-ți drumul. N-am iubit și nu iubesc pe nimeni, nu merită niciunul. Spune, nu cumva mai visești și acum pe Iurca? Taci odată, Niura! Da, las-o, Niura! Iartă-mă, Ritoșca, nu credeam că te mai doare. Iubesc pe Nicolae, pe Nicolae, înțelegi? Crezi că numai tu ești fericită? Poate că eu sunt mai fericită decât tine. Eu iau viața așa cum e, pe când tu ai să te lovești cu capul de tavan și atunci am să te văd. Hai să devii mai rea decât mine. N-am vrut să o necăjesc. N-am făcut bine. Niura, eu vreau... Nu, Clava, mai stai. Nici nu l-ai văzut încă pe Mișa al meu. Da, e aici? Da, lucrează cu tata niște lavițe pentru mâine. Stai o pizza. Mișa! Nu, Mișa! nu, lasă, nu-l chema. De ce? Are treabă, măcar să-ți dea bună ziua. Mișa, da. Mișa, ia uite cine e aici. Cine? Clava. Bună ziua, Clava. Bună ziua. Ce mai faci? Bine, dar tu?
Și eu sunt bine. Am adus zestrea, geamantanul și o lampă de birou. Vasile! Poftim! Unde-i tot tinerețul? Ne pregătim să aprindem un foc pe malul Volga, Ilia Grigorievici. Și tu ce cauți aici? Am intrat să beau apă. Din Volga nu puteai bea. Nu ești om serios, Vasile. Da. Eu mă duc să mă culc. Foarte bine. Mișa? Da. Mișa? De ce ai plecat de acolo? Unde? M-a trimis Niura să-i aduc o bazma. El e vânt lângă apă. Să știi că a venit Maia, te caută. Pe mine? Da. Eu vin sclipind ochii după altcineva. Da, tu de ce ai plecat de acolo? Am avut niște treburi mărunte. Uh-huh. Adună-te puțin, Mișa. Nu pot să te văd așa. Ce vrei să spui? Nu te-am văzut niciodată în halul ăsta. Ce hal? Fierb tu ceva în capul al tău, dar vezi să nu scrântești. Că pe urmă n-ai s-o mai poți întoarce. Da, tu cum o întorci de câte ori ți se năzare așa? Să nu te iei după mine. Eu sunt eu. Poate că tocmai de aia te admir, pentru că nu semeni cu mine, înțelegi? Du-mă, zmaua. Ai luat două? Da. De ce două? Cum de? Păi nu știu pe care o vrea. Minți. Dă-i numai una. Dă-mi o mie pe asta, Mov. Hai, du-te. Du-te, Mișa. Vasea. Ce-i? Vasea. Cheamă pe Clava aici. Ce? Pe cine? Ce cu tine? Ce cheamă aici? N-o chem! Vasea, ești singur om cu care pot vorbi. Pot să spun tot? Absolut tot? Păi poți, dar nu-mi spune, nu-i nevoie. Nu vreau eu să stai. N-am să te ascult! Vasea! Sunteți îngrozitori voi ăștia perfect cu care ne scoteau ochii dându-vă de model. Vasea. Când unul ca tine o scrântește, noi rămânem pe lângă voi niște copii neprihăniți, niște îngeri. Și dracului s-ar face păr în măciucă. Cheamă! N-o chem! Trebuia să te gândești înainte. Spune pe șleau, nu mai iubești pe Niura asta? Nu știu, în clipa asta nu știu nimic. Nu mă întreba, te rog. Lasă toate astea, dă-le încolo. Te întărâtă faptul că e oprit, ai? Știi că nu mai poate fi nimic între tine și Clava și asta te întărâtă. Nu e deloc așa, nu e așa. Știu și eu că nu mai pot da înapoi. Păi vezi? Dar în mine vorbește acum alt om, înțelegi? Pe care... Nu ăsta pe care l-a făcut viața din mine, ci altul adevărat. Da. E mult mai interesant decât mine, Vasea. De 100 de ori mai bun. Dacă n-aș fi fost războiul, aș fi ca el, ca celălalt. Înțelegi? Vasea, înțelegi? Înțeleg. Parcă ar fi doi oameni în mine. Haide, nu te mai uita la mine ca la un nebun. Cheamă, Vasea, cheamă pe Clava aici. Cel puțin să-i spun tot ce am de spus. Pe urmă vorbele astea n-am să le mai rostesc niciodată în viață. Nimănui. Numai azi le mai pot spune. Nu trebuie, Mișa, nu trebuie. Da. Nu trebuie. Să socotești că nu trebuie. Sigur că trebuie. Că nu mi-e îngăduiță. Da, ai dreptate. Vasea. Of, bine, o chem. La urmă urmi, ce-mi pasă? Cheamă, Vasea. Ce pretext să inventez? Nu știu, găsește-l singur, că fac o... Cheamă, Vasea, te... Mișa, vină, Mișa, băieții se pregătesc să aprindă focul. Vasile, ce spuneai că trebuie să facem? Nu pleca, Vasea, stai lângă poartă și dacă vine cineva, fă-mi semn. Ei, ce spui? Fă cum îți spun, dar nu pe din afară, rămâi aici în curte. Bine, așa am să fac. Ce e, Mișa? Stai jos. Da. Așa. Cum am ajuns aici, Clava? Am trecut pe lângă fericire, Mișa. Am trecut pe lângă ea. Numai eu sunt de vină și n-am dreptul să mă plâng. Clava. Nu viața așa bătut joc de mine, ci eu de ea. Acum stau și mă gândesc. Ce-am găsit la omul acela? Nu știu, m-a orbit. Te-a jignit? Numai prin faptul că s-a descoperit în fața mea cu firea lui adevărat. Și cum s-a stins dragostea pentru el. Cum s-a risipit. Mi-a apărut iarăși tungând. Pentru că nu există om mai bun decât tine pe lume. Clava.
Flavă. Cât te iubesc, Mișa. Mișa, dragul meu. Adică nu al meu, nu al meu. Iartă-mă pentru cuvintele astea. Nu sunt nici bune, nici potrivite, știu. Dacă nu întâlneam pe Niura, nu m-aș fi arătat. Acum nu vreau decât să mă ierți, Mișa. Dacă poți. Clava. Clava, eu pe Niura nu iubesc. Mișa, Mișa, nu spune asta. Mi-e milă numai de ea. O iubesc ca pe un prieten. Cu o dragoste simplă, normală. Hai să te obișnuiești, Mișa, cu ea. Hai să te obișnuiești. E bună, miloasă, liniștită. Te iubesc și te-am iubit întotdeauna pe tine, Clava. M-am legat într-adevăr de Niura, că eram trist. Au trecut un an, doi și toți din jur îmi spuneau: ce o mai lungești așa în soară, te e timpul. Mă rog. Dar dragostea pentru tine era ca o arșiță. Ai, ce greșeală am făcut. Clava, nu mai am ce face. Am să mă însor cu ea și am să fiu credincios toată viața. Știu. Știu. S-ar putea oare să ne întoarcem înapoi, Mișa? Nu știu. Astăzi sunt încă un om pe deplin liber. Pot să te sărut? O dată. Numai o dată. Da. Poți, Mișa. Clava, acum știu ce e asta. Ah, Clava, mă simt nu știu cum mai liber. Ah, e bine să fii liber, e bine. Du-te, stai încă o dată. Clava, acum gata, du-te, nu stai încă o dată. Clava. Nu, dragul meu, nu trebuie. Ba da, dragă. Să plec, Mișa, am să plec, îți jur că am să plec, nici n-ai să știu. Da, gata, du-te acum, du-te în vale la foc. Du-te, am să vin și eu. Am să vin și eu, Clava. Vasea! Vasea, rupe tot, Mișa. Rupe dracului nu, tot. Nu se poate, Vasea, nu se poate. Nu mă scoate. Rupe, Mișa, rupe-o. Aole, uite-o pe Maia, de unde dracu a mai ieșit. Da. Ce-i cu voi? M-am luat după tine, Vasea, porozitule. A agățat-o pe Clava și a dus-o cu el. M-am apropiat, m-am lipit de gard. Mi s-a tăiat răsuflarea. Uite ce au fost în stare să facă blestemații. Ce-au făcut? Unde-i conștiința și cinstea voastră? Nu numai că n-am văzut așa ceva în viața mea, dar nici n-am auzit, nici n-am citit. Stai încotro, încotro. Cum încotro? Trebuie să se sfârșească odată cu voi. Mișa, du-te pe mal, lângă foc. Rezolve-o cu ea, n-ai grijă. Ia, lasă-mă. Ce? Crezi că ai să mă silești să-mi țin gura? Hai să vorbim, Maia. Hai să vorbim. N-ai să mă duci cu vorba, Vasea. Eu nu sunt dintr-o alea. Uite, Maia. Ce? Îți spun direct. Ce? Ori vrei să fiu iar al tău, ori s-a terminat tot. Adică? Ce? Dacă crâcnești o vorbă, te țin la o distanță ca de aici până la Moscova. Asta ce mai e, Vasilice? Haide, vino încă ce. De ce? Ești, nu mă atinge. Cum vrei. Haide. Așa. Ce fierbinte ești. Îți place? Pe sigur că da. Așa. Și azi dimineață de ce făceai pe grozavul? De ce? Eram fără chef. Și te-ai legat de mine. Ai spus că sunt lepădătură de orfelină. De furie. N-ai decât să te duci la unul de ala cu studii. N-am nevoie. Aia cu studii te îmbrățișează odată, pe urmă înțepenesc și încep să-ți vorbească de cibernetică. Bă, de seamă să nu-ți umble gura, să uiți tot ce ai văzut aici. Ai priceput? Dar ce ticălos e, Mișa. Tu ți-l credeau om de treabă, chiar și eu, fruntaș. Liniștit. E o dragoste la mijloc. Da, am văzut. Una adevărată, Maia? Cum e aia? Cum? Haide-mi la foc. Da, de ce se fac la foc? Hai să mergem mai bine în crâng. Hai să hoinărim. Nu se face. De ce? Lasă să ne plimbăm mai târziu acum. O să mai fie nuntă? O să fie. Că altfel rămânem fără dansă. Nu ți-e rușine, Mișa? Ești fruntaș cu oarecare învățătură. Poate că oamenii simpli se compară cu tine, te iau ca exemplu. Iar tu? Nicolae, da... Taci, mutule! Ia uite,
Voi ăștia tineri nu prea sunteți nici cinstiți, nici modești. Și te-ai găsit când s-o faci, și la zonul nuntei. Nu puteai aștepta. Of, cât mai e de lucru cu voi. Asta e influența lui Vasile, obiceiurile ale lui. Ascultă, Vasile, e adevărat ce spune Maia că i-ai propus lui Mihail să strice nunta? Dumneata, Nicolae Iliș, primești unilateral problema. Nu! Nu mi-a pregeat tu punctul de vedere, nu ți-am cerut asta. Răspunde la întrebare. I-ai propus? Vreți să vă spun adevărul sau o să vorbesc într-o dată? I-ai propus? Ei bine, i-am propus. Și ce e atâta vorbă? Da, da. Construim poduri. Volga o transformăm în magistrală. Construim case, excavatoare. Dar unui lepri ca tine poți să-i construiești un castel personal, să-i dai și mâncare și orice. Că tot o să facă rău pe unde umblă. Mereu vrea câte ceva. Și încă ceva, și încă ceva. Vasile, după nuntă să nu-ți mai calce piciorul în casa asta, ai auzit? Am auzit. Iar ție, Mișa, îți spun, nu te juca cu codul familiei, clar? Nicolae, dar... De ce crezi că-l afișează pe toți pereții? Nu trebuia să-ți dăruiesc un televizor, ci codul pus în ramă să-l atârn la loc vizibil. De ce taci? Vezi cum am înțeles bunătatea ta? Haide, haide, liniștește-te, Mișa. Nu luam seama un parazit ca ăsta. Haide, spune-mi ceva. Ascultă-mă. Spune totul deschis, Niurcă-i. Ea parcă n-ar semăna cu ceilalți. Ea o să te înțeleagă. Nu se poate. Da, s-a lipit cinstea de tine și o tragi ca pe o carapace de broască țestoasă. Măcar amână-ți nunta. Nu stăia singur craca de sub picioare. Cum s-o amân... Cum? Îmbolnăvește-te sau așa ceva. Nu se poate, nu se poate. Vasile, tu nu-ți dai seama? Trebuie să mă însor cu Niura. Chiar mâine. De ce trebuie? Cine te obligă, mă? Toată lumea. Toată lumea, îți dai seama? Niura, în primul rând. Eu însumi. Ce fel de om am să fiu dacă o las? Ce fel de om ai să fii? În niciun caz mai rău decât ești acum. Vasile. Vrei să treci drept om de treabă? Asta zace în tine. Dar în realitate ești un ticălos. Și încă ce ticălos? Îmbrăcat în haine frumoase. Trebuie datoria. Nu ești un om cinstit. Ești un închipuit. Asta ești. Un închipuit. Mi-ai propus nu de mult să vorbești deschis cu mine. Ia, hai, vorbește. Ce? Ce? O iubești pe Clava? Ce mai întrebi? La nebunie? Acum răspunde. O iubești pe Niurca? Altfel, o iubesc altfel. Cu o dragoste universală, umanitaristă. Da, 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 că doare și ea om. Ce o să se întâmple cu ea? Cu ea? Păi cu astfel de dragoste suntem datori să iubim pe toți oamenii. Dar tu pe Niurca o iei de nevastă. În cazul ăsta ți se cere altfel de dragoste. O dragoste deosebită. Vasile. Păi dacă ar fi cum crezi tu, ar trebui să te însori cu toate fetele care n-au un iubit. Dar te însori cu Niurca fără să o iubești. Cum se numește asta la voi, oamenii cum se cade? Cinste? Mișa, Mișa, dacă te însori cu ea înseamnă că îți pui singur capul sub secure. Au să ți se închidă toate ușile vieții și atunci nu mai ai ce aștepta. Așa cum te-am văzut eu adineauri cu Clava, nu te-am mai văzut niciodată, măi, te luminează și tot. Și glasul ți era parcă altul și fața. Mi-ești prieten, Mișa, mi-ești prieten, un cunoscut oarecare. Hai să trecem îndată, Volca, și să te-n fuga în oraș. Vorbește cel puțin cu Clava, liniștit, nu hoțește. Tu cu cinstea ta nici nu te gândești la ea, ca așa cum nu te gândești la un animal. Și ea se gândește acum la tine. Mă plânge, du-te, 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 du-te. Nu merg, pentru nimic în lume nu merg. Uite, nici vaporașul nu mai merge. Luă-mă o barcă, mă, Mișa, mă. Da. Mișa, ce vorbea drugat Nicolae despre tine? Ce intrigi țese? Nu știu. Mișa! Da. E adevărat? Mișa! Am să spun tot, mineral. Lasă-mă acum în pace. Vasea, Vasea, cum vine asta? Doar mâine e nunta. Ce o să se întâmple? Am făcut ceva rău. Da. Am pus și cozonaci la cuptor. Rochea iese bine. Am îmbrățișat-o aici. Am îmbrățișat-o. Spune-mi tot. Spune-mi. Doar ai văzut tot. Ești... Oh, nu vrea să mă ia. Nu vrea să mă ia. Doar el mi-a spus. Te ia. Te ia. Ce te prostești atâta? Mă ia? Te ia. Sigur că te ia. Atunci gata, e bine. Am rățișat așa în glumă ca prostul. Iar mușinii s-a părut că e cine știe ce proasta. De așa a început să bată toaca. Mi-e și silu. Niura. Ce vase? Îți vorbești ție ca unui om adevărat. Ce? Ce spune? Dar ascultă-mă liniștită. Hai, adună-ți mințile. Hai, spune, spune. Dacă ești un om adevărat, lasă-l pe Mișa. Unde să-l las? Lasă-l de tot, dezleagă-l de făgăduială. De ce? Așa. Așadar e adevărat. De la tine s-a molipsit. A învățat de la tine să fie schimbător și nestatornic. Ești un erotic. Taur de sămânță, armăsar de montă. O, cărăște-mă cât vrei, dar de mine nu se lipește. Gândește-te însă la Mișa dacă ți-e cu adevărat drag. La viața lui. Ce-a văzut el de la viață? Fiecare om așteaptă fericirea adevărată. El de ce a avut parte?
Uite aici, pe banca asta, i-au curs azi și roaie de lacrimi. De ce? Înțelegi tu ce înseamnă un băiat tare ca Mișa Zabolotnic să nu se poată stăpâni? Înseamnă că îi se urcase până în gât durerea. Când blestemata aia de Sofia Pavlovna de la cămin l-a bătut în fața tuturor pe nedrept, el nici n-a crâcnit, iar de plâns nici vorbă. Numai că de atunci a început să gângăvească, mai ales când cineva se poartă nedrept cu el. Și acum vreo 14 ani l-au bătut 6 băieți din pern pentru că a părat o fată. El i-a înfruntat singur, era plin de sânge, cu buza ruptă, cu noi vânăt, iar după ureche avea o rană, pe semne că îl lovise vreunul din ticăloșii aia cu o rangă. Se bătea cu ei și nu scotea nicio vorbă, înțelegi tu? Noroc că l-am văzut și am dat fuga. Ce vrei de la mine? De ce umbli să mă înduioșezi? Avocat afuristic ce ești? Ce crezi că și eu? Butuc de plop? Buturugă? Scaun de bucătărie? Niura, Niura. Tu te naibi, blestematule! Nu ți-l dau, auzi? Nici prin cap să nu-ți treacă. Niurca-i bună, Niurca o să facă, Niurca o să dreagă. Nu sunt bună, dracu să vă ia. Am să fiu mai rea decât Ritca. Ce mai stai, ce te holbezi la mine? Pleacă, dragului, de aici. A, furisiților, niciunul nu vă gândiți la Mișca. Fiecare numai pentru el. Îmbrobodiți-l cum vă vine la îndemână. Niciunul nu-l iubiți. Asta e bestie. Ritca, dacă știi ce s-a întâmplat, Ritoșca, Mihail și Glava, e adevărat, e adevărat, e adevărat. O iubește, blestematul ăla de Vasca mi-a spus, dar o să mă ia, nu-l dau. De ce se întâmplă așa pe lume? Miora, amână deocamdată nunta pentru 2-3 zile. Și între timp totul se va lămuri, se va liniști. Cum s-o amân? Asta ar mai lipsi. Oh, dar trece mai repede blestemata asta de noapte. De ne-am căsătorit, mai iute. Iurocica, dar dacă o iubește cu adevărat? A? Poate că ascunde în suflet o dragoste adevărat. Și ce-mi pasă mie? Ce-am eu cu asta? Ea s-a încurcat pe unde a fost cu un băiat. Pe urmă s-a despărțit de ăla și vine acum când nu mai are altul să-l agațe pe Mișa al meu. Eu le pădătură o stricată. Dar asta n-are să se întâmple. Mișa mă iubește. De 3 ani numai cu mine. Pe mine mă iubește. Știu eu, pe mine. Ce pasă lui de dragostea ei? Hai, Mira, hai, stai aici lângă mine. Uite, vino, hai să stăm aici. O să te ia, Miorca, nu te teme. O să mă ia? O să te ia, Miorca. Știi că așa mi-a spus și Vasca. O să te ia, cuvânt cu cuvânt. Mirotica. Da? Ți-am pregătit și eu un dar pentru mâine. Am vorbit cu Mișa. N-are să te mai necăjească. Așa-s bărbații, Mirotica. Îi apucă pe câte unii un fel de eclipsă parțială. Mirotica. Da, ai terminat treaba, Mișa? Da, e chiar ce vorbești, da. Așa, Mișa, da. Să vii mâine mai devreme, să terminăm banca, să avem... Bine, Ilia Grigorevici, da. Ce noapte. O frumusețe de noapte. Mă duc. Sunt de serviciu și e timpul să mă pregătesc, Mișa. Bine, bine, bine. Da, da. Mișenca, o să ne căsătorim și ai să o uiți pe blestemata aia. Doar mă iubești, nu? Da. Pe mine, nu-i așa? Pe mine. Da, pe tine, pe tine. Hei, vezi, vezi, totul se va aranja. Uite, în treburile mele ca secretar al comitetului de fabrică, îi împac pe câte unii și pe urmă le merge bine. Sidorovi s-au certat de moarte anul trecut. M-am dus întâi la el, pe urmă la ea, și? Pe urmă iar la el. Ajunsesem să cred și eu că nu mai e nimic de făcut. Dar uite că s-au împăcat și acum sunt bucuroși. Stai bine. S-au împăcat, Mișenca, dragul meu. E cu putință ca toate să fie așa de schimbătoare pe lume. O să ne căsătorim, Miura, mâine. Eu nu dau înapoi. Adevărat, adevărat. Da, adevărat. Ce bine, îți mulțumesc, Mișenca. Rămâi să dormi la noi. Tot ne înregistrăm mâine la sfat. Hai în casă. Da, nu, 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 nu trebuie, Miura. Nu vrei? Ba, da, nu, dar mă duc la cămin. Nu se cade să lipsesc de azi. Nu, dar nu te teme, n-am să fug, omule bun și drag. N-am să fug. O iubești? Spune-mi, o iubești? Bine, nu te mai întreb. Ei, și o să treacă tot, ai să vezi. O să uiți. Haide, du-te, du-te acum. Da. Stai să te sărut, Mișenca. Du-te. Da. A plecat? Da. După ce o pleca Matveevna, sunt cui poarta?
Du-te și te culcă, New Rock. Încearcă să dormi. Altfel ai să râzi prost. Eu mă duc prin vecin. Oh, pe mâine, Nurca. La revedere. Să știi că plăcintele cu varză au ieșit nemaipomenit de bune. Toate au ieșit bine. Ce-o fi cu vaporul ăsta? A luat-o vreo unu razna cu barca de-a curmeze și oape și acum vrea să-l prevină. Oh, așa sunt toți, grăbiți, până le iese graba pe nas. Eu mă duc, Nurica. La revedere. Rămâi sănătoasă. La revedere. La revedere, Matvei. Taci. Taci. Gata. Gata, s-au curulat. Vin! Va să zic că a căzut în laț porumbel. Dar tu ce credeai? Tonia, Mișa s-a speriat. Ai auzit că azi noaptea a trecut Volga într-o barcă cu Vasili? Mai atare m-am săturat de bârfele tale. L-a văzut lumea, dragă. S-a întors în zore. Clava nu s-a arătat? Nu. E, are și ea atâta obraz. Eu mă mir că nu Mare bucurie, dar mi-e inima grea. Da, de ce mai ești îngrijorat, Ilia Grigorievici? S-au căsătorit. Vezi, tata, asta e treabă cinstită sau dimpotrivă? Cum, adică... Nu înțelegi, n-ai suflet. Ba, parcă aveam eu ceva. Ave, da, uite ce mai am. Slavă Domnului! Slavă Domnului, toate au ieșit bine. Asta numești tu bine, Tonia. Ah, minunată-i bine, Rozia. Oricui ar veni. Hai, n-are pic de sânge în obraz. Oh, ce spaima atras, hă? Te-am bea odată. Altceva nu știi, Nicolae. O să se ia cu copii, cu treaba, sau să uite? Ce să uite, ce să uite? Tot, absolut tot. Hai, bucurați-vă, bucurați-vă, da, da, e nuntă doar. Hai, hai, copii, dans! Hai, dansați, hai, bucurați-vă, veseliți-vă. Trei zore, mai cu rouă, el în doi timp și în trei mișcări, ne vom muta în casă nouă, în minunate așezări. Ne vom muta în casă nouă, în minunate așezări. Felicitări, Mișa, felicitări. Ce frumoasă ești, Miura, ce frumoasă. La masă, ce bine ești. La masă, toarnă, toarnă mai repede, toarnă, toarnă. Luați loc, tovarăși, luați loc, așa. Luați loc, tovarăși, luați loc, așa. Ura! 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 Ei, vezi? Cât visa Alexandra Ivanovna să te vadă fericită, Niura. Cât s-a gândit la ziua asta, dar a plecat prea devreme, n-a mai apucat. Să vă înțelegeți bine, copii. Fiți îngăduitori unul cu celălalt. Fără asta nu se poate. Da. Nu îngrădiți libertatea celuilalt. Omul nu poate trăi fără libertate. Atunci viața nu e viață. Fiți îngăduitori. Eu vă doresc fericire! Al doilea rând, da, dă-l pe al doilea. Liniște! Amar! 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 Salutați-vă! Ridică bol, Mișa! Să te sărut, New Rock! Nu trebuie! Ce spui de asta? E rușine! Sărută, Mișa! Haide! Amar! Amar! Mira, te rog! Nu vreau! Lăsați! Nu
mine! Lăsați-mă! Ia, Mișa, salut-o! Nu vreau! Nu vreau! Te iubesc, Mișa! Nu pot să-ți fur libertatea! Nu vreau! Nu putem face asta! Ce tot spui nebună? Am înțeles tot aseară, când am rămas singură în curte. Era limpede. Se spune că dimineața ești mai înțelept decât seara. Mai șmecher poate, dar nu mai înțelept. În liniștea serii îți vin gânduri curate, limpezi, adevărate, Mișa. Dar dimineața mi-am spus, nu, e al meu, al meu. Și mi-am mai spus, am să văd cum au să fie ochii când va semna actul de căsătorie. Și am văzut cum ți-ai semnat sentința de moarte. Iar după aceea privirea ta a devenit calmă și indiferentă. Dar eu te iubesc, Mișenca. Pe tine te iubesc, nu pe mine. Tu-ți seama ce să spună orașul. Dacă am să suport eu toate astea, are să le suporte și orașul. Niura, Niura, Niurocica. Gândește-te la tatăl tău, voi. Vorbește, Niura, vorbește. Vorbește, Niura. Du-te, Mișa. Du-te, dragul meu. Nu pot. Ați ascultat De ziua nunții de Victor Rozov, traducere de Lia Crișan, adaptare radiofonică de Mircea Mureșan. Distribuția a fost următoarea: Salov, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Matveevna, Neli Nicolau; Mihail, Virgil Ogășanu; Vasili, Aurel Cioranu; Maia, Vasilica Tastaman; Niura, Rodica Țuțuianu; Tonia, Liliana Țicău; Aleftina, Ina Otilia Ghiulea; Nicolai, Matei Alexandru; Rita, Simona Bondoc; Clava, Atena Zahariade. Regia de studio, Artemiza Zdrali. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.